Sala de atletism a Complexului Sportiv Marina Nastasovici a găzduit sâmbătă 15 februarie prima ediție a memorialului Ion Banu la atletism. Pentru 73 de sportivi, amatori și de performanță, elevi din 7 licee giurgiuvene, marcarea a 25 de ani de la dispariția reputatului profesor de educație fizică și sport Ion Banu a însemnat organizarea unor întreceri atletice constând în două probe, săritura în lungime cu elan și viteză pe distanța de 60 de metri. Este o competiție de atletism, o competiție între licee, este un omagiu adus fostului mare profesor de educație fizică și sport Ion Banu. Mă bucur că sunt foarte mulți elevi la această competiție, 12 dintre ei fiind sportivi de performanță, iar restul fiind elevi ai liceelor giurgiuvene. La evenimentul sportiv au fost prezenți cei doi copii ai profesorului Ion Banu, care și-au manifestat bucuria de a se marca printr-un astfel de eveniment sportiv memoria cunoscutului și apreciatului profesor giurgiuven. Îmi place foarte mult această idee, care știu că se păstrează de multă vreme și în felul acesta numele tatălui meu încă este amintit aici, pentru că este o persoană care a iubit sportul, a iubit viața, mișcarea și a dat tot ce a putut de-a lungul vieții pentru acest lucru. Ieri s-au făcut 25 de ani de la decesul tatălui nostru și suntem foarte bucuroși că după atâta timp există oameni care și-au amintit de acest lucru și au considerat că este bine să promoveze această idee. Sportivilor cu cele mai bune rezultate, grupați inițial pe două categorii de vârstă, clasa a 9-a și a 10-a, respectiv a 11-a și a 12-a, li s-au conferit diplome și medalii în urma unei jurizări bazate pe cumulul de puncte dobândite de către fiecare liceu participant.